Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, în postarea pe care am făcut-o pe grup, unde v-am întrebat dacă vă doriți tutorial pentru această superbă căciuliță de fetițe. Ieri v-am arătat un fes unisex, merge și la fete și la băieți, dar aceasta nu poate fi purtată decât de fetițe. Avem nevoie pentru această căciulă de un material tricotat cu ceva elasticitate. Eu am ales o Ponteroma, la fel și asta albă, tot din Ponteroma. Puteți să o faceți și dintr-un jersey de bumbac mai plin sau din ceva tricot, dar nu foarte gros, deoarece în zona asta va trebui să coaseți la mașină și trebuie să apucați cumva. Ce dimensiune aveți nevoie? Am pregătit pe o foicică pentru a scuti timpul de croire și de măsurare. Măsurați circumferința capului fetiței, 50 de centimetri, înălțimea capului și vom face un dreptunghi cu lățimea de 50 de centimetri cât a fost circumferința capului și aici înălțimea capului o punem de două ori deoarece căciula este dublă, 21 cu 21 și 12 centimetri sunt centimetri adăugați ca rezervă pentru a executa acea fundiță. Deci căciula va fi 21-21 și 12 doar pentru fundiță. Pentru mijlocul fundiței, această parte aici, vă arăt eu, avem nevoie de un dreptunghi cu lungimea de 10 și lățimea de 8. Ce facem noi? Croim materialul, eu l-am croit deja, aveți grijă că îl punem cu lărgimea, cu partea care se lărgește mai tare, ca fiind circumferința capului. Partea care nu se întinde deloc este înălțimea căciulii. Coasem această piesă pentru fundiță, așezând-o față la față în interior și o coasem cu rezervă de 1 cm. La fel și această căciulă, o așezăm față la față și o coasem pe lungime, pe partea care nu se întinde, la 1 cm. Și formăm un tub. Verificăm elasticitatea să nu pognească. Eu am cusut cu ață albă ca voi să vedeți ce fac. Pun o pauză și merg la călcat. Am revenit cu cusăturile descălcate. Deci întotdeauna a descălca înseamnă a orienta rezervele de o parte și de alta a cusăturii de încheiere. Întoarcem această bentiță pe față. Și căciula, avem două capete, împărțim această latură în două și dăm un semn la jumătate și la fel, uitați un semn, eu fac un mic V și la fel facem și în partea cealaltă, ca să aflăm jumătatea, dăm un semn. Dacă o dăm cu creta s-ar putea să dispară, dar nu dați un semn mai mare de o jumătate de centimetru adâncime. La unul dintre capete, nu contează care, așezați rezerva de coasere, vedeți, descălcată. Nu vă dau voie să lucrați mai departe fără să descălcați fazele de operații. Și încheiați la 1 cm. Am încheiat la 1 cm această rezervă. O să îndrept un pic aici. Acum ce facem? Aceste două colțuri din lateral, vin cu ele, le suprapun cât ține rezerva, rezervă peste rezervă, nu contează dreapta peste stânga sau stânga peste dreapta. Formăm aici un unghi drept al firelor, vedeți? Vine firul din stânga și firul din dreapta, suprapunem unul peste altul și cu
scoasem la mașină aceste două colțuri, le prefixăm. Și am format această figură. Ele sunt cusute aici, uitați-vă. Sunt prinse. De-aia am zis cu o scoață albă ca voi să vedeți ce fac eu. Și avem căciula de forma asta. Următoarea fază este să întoarcem pe față și să șablonăm niște semne pentru fundiță. Ia uitați-vă ce frumos a ieșit. Ca un săculeț. Ca un trapez. Avem nevoie să dăm cu creta niște semne pentru a face faldurile fundiței. Voi când ați așezat, să fiți sigur că această cusătură vine la jumătate, cusătura de îmbinare a celor două laturi. Vine la jumătate. N-aveți cum să faceți decât bine. Jumătate pe față. Avem regla pornită de la 0. Dăm 4 semne la 3 cm distanță între ele. Și avem primul la 3 cm, dar trebuie să fie aici în centru. Al doilea, o să încerc să fac o culoare ca să nu mi-ia creta prea mult din material. Al doilea la 6 cm, al treilea la 9 și al patrulea la 12 cm. Ia uitați-vă, am 4 semne. 3, 6, 9, 12. La fel, șablonez și pe dosul căciulii, fix pe cusătura de centru. 3, 6, 9, 12. Se văd și acestea 4 semne, nu chiar foarte marcate, dar voi mă credeți pe cuvânt că le-am făcut. Următoarea fază este să prindem semnul de la 3 cm, îndoim căciulița așa pe cant, și semnul de la 3 cu semnul de la 9, cel de la 6 vine în interior. Semnul de la 3 cu cel de la 9 le-am pus cap în cap și o să cos aici unite 3 pași de mașină. 1, 2, 3, întăresc și am prefixat aceste două puncte, punctul 3 și punctul de la 9 cm. Le-am prefixat un pic. Voi dacă lucrați cu ață la culoare nu o să se vadă. Ne întoarcem pe față. Prima dată am făcut cu dosul, ca așa s-a nimerit. Punctul 3 și punctul 9 le apuc, le așez frumos și le prefixez 3 pași de mașină. Pe lățime, nu ne ducem pe lungimea căciulii. Pe lățime. Sper să nu mai sune telefonul, am uitat să opresc. Se aud mesajele voastre. Am făcut cele două falduri, unul pe față, unul pe spate. Acum aplicăm partea de fundiță. Încep cu fața, la punctul 12 al feței, la 12 cm, așez bentița asta cu rezervele de coasere în sus, aici sunt rezervele, și cu fața ei, fără îmbinare, în jos. Cu o jumătate de centimetru petrecută mai sus pe acel punct. Ca să vedeți voi mai bine, o să fac aici o liniuță. Eu pe această linie o să aplic această bucățică de la fundiță. Intru frumos pe dos și prind. Bag sub mașină, voi puteți să fixați cu un bold. Când ajungeți în acest punct, așezați bine materiale, verificați să nu prindeți vreo cută și aplicăm la o jumătate de centimetru.
jumătate de centimetru e rezerva bentiței. Nici de cum nu vă amânați de la punctul ăla de 8 centimetri. Uitați-vă cum a ieșit. Deci, punctul este aici, sub cusătură. Punctul și liniuța. La fel procedăm și pentru partea din spate. Venim cu bentița, așezăm frumos și avem punctul care la mine nu se mai vede și o să dau din nou ca să vedeți și voi. Și nu vin cu banda așa, ci o întorc și o cos prin interior. E un pic mai dificil. Chiar o să-mi prind un bold aici. Nu cu toate rezervele, doar cu partea de spate a căciulii. Noi trebuie să băgăm mâna prin ea și să nu prindem fața. Așa, acum eu am ajuns cu mâna în căciulă. Băgăm în mașina de cusut, ușor, pe sub picioruș. Acul trebuie să fie întotdeauna în sus ca să nu agățați materialul. Ajungem la această zonă a căciulii, dăm toate rezervele în spate și coasem bentița la fel ca la față, la o jumătate de centimetru rezervă. A fost foarte bine că am prins cu boldo, că nu mi s-a amânat deloc. Scoatem ușor materialul de sub picioruș, tăiem ața și uitați cum pe față nu se vede nimic. Deci am venit cu ea și am cusut așa, am întors-o un pic și am cusut pe aici. Următoarea operațiune este să intrăm pe dosul căciuliței și să prindem punctele de pe față și spate, cele de la 12 cm. Așezăm aici centru nu ne trebuie punctele unde am prins bentița, ultimul și primul de aici. Băgăm toate rezervele astea în interior și dacă nu puteți să trageți la mașină că este prea gros, luați un ac de mână și prindeți aici și aici de câteva ori ca să fixăm această fundă. Eu încerc totuși să o trag la mașină. Sper să nu mi se rupă acul. Nu o să dau volanta să o acționez cu piciorul, ci o dau cu mâna. Astfel văd dacă acul prinde în material, bontește în grifer sau se întâmplă ceva. Văd că nu s-a întâmplat nimic. Și așa am prins înăuntru, în căciulă, fundițele. Curățim de ațe și întoarcem pe față. Și astfel am făcut o frumusețe de fundiță. Foarte frumoasă. Vedeți, cu cât este materialul mai gros, cu atât vă va fi mai greu să lucrați. Dacă este prea subțire, nu se așează. Am încercat să fac una dintr-un jersey bumbac cu elastan. A fost cam subțire și nu mi-a ieșit pe plac. Așezăm fundița și ce trebuie să facem noi acum? Puteți să o terminați așa, cum este la momentul ăsta, sau puteți să-i fixați colțurile astea ca să vină foarte frumos. După ce am așezat fundița, vedeți aici, avem niște pliuri, luăm aceste două părți din spate, aici sunt la spatele căciulii, să vede cusătura. Hai, n-am întărit bine și n-am tăiat firul de ață. Deci luăm aceste prime două mărgini de la cutele care se formează, aici avem cusătura, cele de sus, le aducem la un centimetru distanță de centrul cusăturii. Prindem un bold. Atenție, boldul vine prins doar la fundiță și la primul strat de căciulă. La fel, merg și în partea aceasta și vin
cu un bold la un centimetru și jumătate, cred că este, ia să și măsor, chiar 2. Deci la 2 cm mi-a ieșit mie. Dacă vreți să fie mai apropiată, puteți să faceți la 1 cm și jumătate. Același procedeu îl repetăm și la partea de față. Întoarcem căciulița pe față. Ne facem cu creta un centru imaginar. Imaginar. Pentru voi puteți să dați un centru aici. Pentru mine ar fi fost imaginar dacă nu-l făceam. La fel, îmi iau pliurile din fața căciuliței și le prind cu boldul. Să văd eu dacă pot să așez mai bine așa. Aș căuta o metodă mai ușoară, dar nu există. Deci, pliul aduc și îl întorc. Îl prefixez pe căciuliță cum se așează el frumos. Cred că aici vine undeva la 3 cm. Prindem de fundiță și de un strat al căciuliței. La fel mă duc și cu partea din dreapta și mi-au, dacă aici am pus la o distanță de 3 degete, aici măsurăm să fie distanța egală. Prind cu boldul. Ce facem acum? Intrăm cu căciula în mașină și asigurăm fundița în punctul ăsta. Doi pași de mașină, întăriți bine, cu ață la culoare, nici nu se va observa. Trebuie să, eu am scos boldul, trebuie să țineți foarte bine. Nu trebuie să faceți ca mine, să scoateți boldul, că nu mai știu unde era. O așez de nou și văd unde mi se aranjează ea, aici, și întâi o bag în mașină și apoi cos aici doi pași. Nu o să mai scot boldul decât în momentul în care sunt sigură că am prins cu acul doi pași de material. Mă mut și la celălalt bold din partea de față a căciulii. Așezăm bine să nu prindem rezervă, nimic pe dedesubt. Să fie doar stratul de căciulă și fundița, colțișorul fundiței. O să vi se pară complicat doar prima dată, că după aia o să vă placă așa de tare încât o să faceți aceste căciulițe pentru toți copiii din casa dumneavoastră. Deci am pontat, am prefixat doi pași, 2-3 pași de mașină. Dacă o să aveți ață la culoare, nu o să se vadă nimic. Cum nu se vede la mine la cea albă. Acum ne mutăm și la spate, repetăm același procedeu. Intrăm cu căciula pe sub picioruș și prindem aici, verificăm cu degetele de aici pe dos, să nu avem vreo bucată de material și să o prindem. Întărim. Ne mutăm și la celălalt bold, ultimul de data asta. Și prindem pe marginea pliului acei 2-3 pași de mașină. Așa a ieșit, curățim de ațe și acum terminăm căciula. Ce mai avem de făcut? Aici funda e gata, nu mai umblăm la ea. Verificăm simetria. Partea de jos potrivim centrul feței, aici unde am dat semnul, se vede. Cu rezerva descălcată, o îndoim în două și la partea cu centru și cu semnul nu umblăm, la partea de laterală a căciuliței, la 3 cm, marcăm un semn și decupăm un pic de arc de cerc.
ca să ia ușor forma capului și pe dos să nu jeneze copilul la purtat. Întoarcem căciula pe dos. Știu că vi se pare grea, nu știu câte minute au trecut, 20. Cea de băiețel să coase în 5 minute. Asta e ușor mai complicată, dar este mult mai frumoasă. Coasem rezerva la 1 cm, dar în centru lăsăm deschis 2 cm deasupra semnului de centru, 2 cm mai jos de semn, pentru a putea întoarce căciula pe față. Vedeți, aici am lăsat desfăcut. Întoarcem căciulița pe față. Cel mai bine așezați fundița pe capul copilului. Băgați căciula pe cap, dar al meu nu vrea să stea pentru că a zis că el nu vrea de fetițe. De-abia stea să-i fac o poză cu spatele. Aici îndoim în interior și fixăm această gaură la 1 mm. Curățim alțele, întoarcem această parte în căciulă și ne uităm, lucrăm la partea de spate a căciuliței și potrivim cusătura laterală de pe dos, aici, unde am închis gaura, să vină în centru cât mai aproape de fundiță. Deci cu degetul pipăim nodul la fundiță. Și intrăm cu căciula, deci aici prefixăm cu un bold rezervă în rezervă, deci nodul de la căciuliță cu partea unde am făcut gaura, unde am închis gaura, prindem cu un bold și ne ducem și coasem 2-3 pași de mașină ca să fixăm dosul de față să nu se întoarcă. Atunci când căciula este scoasă de pe cap, să-și păstreze forma și să nu devină un ciorap lung și urât. Ne ducem cât mai aproape de fundiță și asigurăm un centimetru de cusătură fix pe centru. Uitați-vă, aici am asigurat. Dacă ar fi fost coață la culoare, nici nu se vedea. Acum căciula nu mai iese pe față. Așezăm și pentru a avea un rezultat mai frumos și a venit la ceafă mai creț, eu am îndoit de la margină la 2 cm în sus, am făcut un pliu, dar am prins rezervele toate împreună și cu fața și cu dosul și fac un pliu, prindem cu un bolt și încă unul, 2 cm distanță și 1 cm între ele și la fel ca mai devreme, coasem și asigurăm în interiorul acestei cusături de îmbinare, ca să nu se observe. Avem față și dos. Coasem toate straturile. Băgăm în mașină și cu mare atenție, este gros și să nu pățiți ceva. Cu mașina se rupe, scoatem boldurile și întărim la capăt, curățim de ațe și gata căciula. Ia uitați-vă și fundița, a rămas ațele albe pe materialul roșu. O să pun băiatul să-i fac o poză cu spatele ca să vină poză de videoclip. Eu zic că este foarte frumoasă și merită să-l încercați și dumneavoastră. Culoarea este roșu-roșu, roșu de Crăciun, dar în videoclip nu iese decât portocaliu. Vă doresc spor la treabă și aștept poze cu rezultatele. Uitați-vă și la asta albă, nu se vede nicio cusătură, deoarece am folosit ață la culoare în aceste puncte de îmbinat. Cum vine în față, cum vine în spate.
aștept copii să vină cu colindul, să le dăruiesc ce am lucrat eu astăzi în atelier. Succes și vouă și Crăciun fericit!